Bine v-am găsit, artiștii mei preferați! În activitatea de astăzi ne vom folosi de o formă plană simplă, triunghiurile, pentru a realiza o lucrare pe care eu am numit-o Pădurea Magică. Urmăriți-mă cu atenție pentru a putea afla materialele necesare realizării lucrării, dar și pașii de lucru. Așa e, că abia așteptat să începem. Perfect! Atunci să vă pregătiți materialele! Niște adevărați artiști, aveți nevoie de două coli albe groase de desen, acuarele, pensule, foarfecă, lipici și o cariocă neagră. Sper că ați fost atenți la explicații. Așadar, o să începem. Pe una din colile pregătite anterior, vom desena un fundal multicolor. Sunt sigură că sunteți mândri de desenul vostru. Bun, acum îl lăsăm să se usuce, iar între timp vom picta cea de-a doua coală cu albastru, pentru că ea reprezintă fundalul colajului nostru. După ce coala multicoloră s-a uscat bine, o pliem și o tăiem în triunghiuri egale. Lipim triunghiurile multicolore pe coala albastră, ca un model. Desenăm cu carioca neagră trunchiurile și crengile copacilor, folosind linii de diferite